Astăzi, băieți și fete, revenim cu un nou episod de Brawl Stars. Și bine, după cum știți, ieri s-au dat cele 100 de star drop-uri. Sper că v-a picat ceva ca lumea, sper că ați deschis cu toții acolo și că ați primit măcar un brawler, măcar un skin și așa mai departe. Astăzi am primit cumva o surpriză din partea celor de la Supercell, pentru că știți că ieri eu am deschis pe 3 conturi. Am deschis pe contul meu, nu mi-a picat mare lucru, mi-a picat un hypercharge, parcă pe BB, mi-au picat niște skin-uri și fără niciun brawler. Am mai deschis și pe contul lui fratii meu, unde i-a picat BB, am mai deschis și pe contul secundar, unde acolo au picat mai mulți brawler, cred că au picat undeva la 3-4 brawler și mie nu mi-a picat nimica și am rămas așa puțin supărat, bă, nu mi-a picat și mie, frate, nimica. E bine, ce s-a întâmplat astăzi povestim imediat după ce deschidem acest Star Power. Avem un Star Power micuț aici din daily-uri, care îl primim cu toții. Foarte bine, ne-a dat credite pentru Cordelius. Mai avem foarte puțin și îl deblocăm și pe acesta. Aș putea să le iau cu gemuri, dar din punctul meu de vedere n-are rost, pentru că oricum o să facem credite și după aceea vom debloca un epic. Mai avem aici, desigur, niște star drop-uri, mă rog, un singur star drop, să vedem ce ne pică de aici. Ne pică rare. Ei bine, nu ne mai bucurăm la rare, pentru că s-a dus evenimentul acela cu rare. Chiar un eveniment foarte, foarte mișto. Nota 10 din 10, vreau să dați o notă la acest eveniment. Chiar mi-a plăcut, unul dintre cel mai mișto pe care le-am prins și eu pe Brawl Stars. Și acum sunt pe o poză. Deci fiți atenți. Uitați-vă ce mi-a picat astăzi. Deci după ce am deschis 100 de star drop-uri, dar deci 100 de star drop-uri am deschis, băieți, și nu mi-a picat niciun brawler. Și mai trebuie vreo 20 de brawler, ceva de genul. Și uitați-vă ce mi-a picat aici. Vreau să scrieți în comentarii înainte să vă arăt ce credeți că mi-a picat. Culoarea o vedeți. Este un mitic. Legendară nu ne pică pentru că mai este doar Cordelius, sunt șanse mici, dar mi-a picat mitică, ceea ce e a doua cea mai bună chestie. Hai să vedem dacă ghiciți. Aveți 10 secunde să scrieți acolo în comentarii o mitică care poate mi-a picat și o să vă dau așa slow zoom, poate vă prindeți. Dăm așa să vedem. Uite, deja vedem puțin din scris. Mi-a picat acest brawler secret. Opa! Ați văzut mai mult decât trebuia. Hai să dăm să-l vedeți. Opa! Și cred că v-ați prins deja. Este vorba de Doug. Mi-a picat acest brawler. Culmea, mi-a picat din Brawl Pass. Aveam un star drop acolo sau... Ba nu, cred că mi-a picat din Play. Adică am jucat și aveai X2 star drop. Am jucat acolo și mi l-a dat pe Doug după ce am deschis acele 100 de star drop-uri. Nici nu mă așteptam să-mi pice și mi-a picat acest brawler nou. Și intrăm în Brawl Star și dacă ne ducem aici jos de tot, ia stai să vedem, avem brawlerii, stai să-l vedem, by rarity, avem aici toate legendarele, ați văzut că ne mai lipsește una și l-avem pe Doug! Doug, care este un cremvuș, cred, pare un cremvuș, un cremvuș care mănâncă un cremvuș, nu știu ce să zic despre acest lucru, văd că are și niște skin-uri, bă, skin-ul ăsta arată destul de tare, Draco Doug, și mai are acest skin care este de silver, dar nu-mi place atât de mult, așa că o să luăm pe acesta, luăm și un skin pe Doug să fie frumos acolo, haide să-l și selectăm și desigur trebuie să-i dăm niște power-up-uri să fie și el cât de cât jucabil, hai să-i dăm niște power-up-uri drăguțe. Cred că 6 e momentan ok și hai să jucăm cu el, pentru că eu n-am jucat niciodată cu el, nu știu cum se joacă acest brawler, nici nu mă așteptam să-mi pice, v-am zis, mi-a picat așa, bum, de nu știu de unde, nu mă așteptam, nici măcar nu filmam, pur și simplu mă jucam așa normal și mi-a picat acest brawler. Știu că face asta cu apa, nu? Atâta face, nu? Ok, nici măcar nu știu ce face superul. O să aflăm împreună dacă nu știți nici voi. Ok, luăm chestia asta aici frumos. Dar mie mi s-a părut, din ce am mai jucat contra el, că este un brawler interesant. Hai să ne păstrăm aici abilitățile. Și o să vină Nita care nu are power și o batem. E destul de ușor acum pentru că jucăm cu bot sau nu știu, jucăm cu jucători care sunt foarte, foarte slabi. Dar este bine pentru că așa înveți un brawler până la urmă. Dacă nu ai rank pe el, cumva nu știi să-l joci și... Uite, avem și o Shelly acolo. Avem un Hank care o să moară. Ce face ultima ta? Ce-a făcut ultima ta? Bro, m-a murit pe aia fără să știu ce-a făcut ultima ta mea. Ok, mai trebuie să facem o dată ultima ta. Mamă, sunt toate astea low. Bă, chiar nu le-a nimeni. Faceți mișto, băi, boților. Joe. Cum îl cheamă, mă, pe ăla? A, mai sunt 3. Ok, vreau să-mi dau ultima ta. Bă, nu vă omorâți, mă, dintre voi. Ok, a murit ăla.
Da, nu cred că o să apucăm să ne dăm ultimata din păcate, dar asta este, măcar facem primul win cu Doug. Bă, nu știu, vi se pare un brawler bun, vi se pare un brawler prost, chiar sunt curios, nu știu, dacă e ok. Aș vrea să-mi fac ultimata, stai, aștept. Ok, ham, am fost viața. Fă-ți, mă, viața, n-auzi? Fă-ți viața, urâtule. I-a mai dat un hit, mai trebuie să-și facă viața puțin. Bă, dar e... Bă, vezi că te omoară gazul. Alo? Nu gazul. Ok, bă, vezi că mi-a dat damage. Ok, și avem ultimata. Hai să vedem ce face ultimata. Ultimata, care trebuie să-l prind neapărat în ea. Bro, ce face ultimata mea aici, nebun? Am dat în el, a intrat prin el. Asta se întâmplă că nu citești manualul de instrucțiuni. Cam asta se întâmplă, dar ce să facem? O să aflăm ce face ultimata. O să aflu chiar acum, să văd dacă pot să găsesc pe profilul lui. Avem aici un rare și un epic, ceea ce e foarte bine, ne-a dat acolo ceva pe Hank. Ok, a trebuit să văd un guide pentru că nu știam cum se folosește și aparent Doug e un suport mai mult, să zicem așa, nu este un brawler care, să zicem, că se joacă singur. Practic, superul lui, dacă îl folosim, ține 5 secunde și murim, ni se face viața înapoi cumva. Stai, n-ar trebui să murim, sincer să fiu cu voi, dar... Dacă folosim superul și murim, putem să ne dăm cumva un revive. Hai să vedem dacă mi iese treaba asta. Ar trebui să ne facem superul. O să fac superul și după aia încercăm iară. Ok, și urmează să murim, dăm superul și practic ne reînvie hotdog-ul. Și uite, ne-a reînviat frumos, da, tată. Ideea e că contează și cât de departe dai cu Doug. 1800 am văzut. Și, bă, am văzut că contează și cât de departe stai, nu? Eu așa am văzut. 1800, dacă sunt mai aproape, tot 1800. Da, nu știu, ciudățel. Am văzut că contează cumva în ce range este. Și am văzut că brawlerul, game modul lui preferat, să zicem așa, este Brawl Ball-ul. E interesant, e interesant brawlerul. Acesta pare mai mult un suport care dă și damage, dă și heal dacă are... aliații lângă el. Hai să vedem cum este. Hai să vedem cum este la un Brawl Ball, ca așa ne dăm seama cel mai bine, pentru că avem și aliați, avem și oameni aproape de noi. Hai să-l batem pe ăsta frumos, dăm și heal, tot ce trebuie. Ar trebui să fie easy game ăsta. O să fie destule ușoare meciurile la rankul ăsta, dar o să vedem cum se joacă Doug până la urmă. Ia uite tată. Ia uite, tată. Ok, s-a aruncat ce trebuie, ești nebun. Easy game. Doamne, sunt de 3 gold versus 3 unranked sau n-au ranked deloc. Hai să vedem. Ar trebui să fie destul de ușor. Ok, avem un sem acolo. E destul de bine. Și o să fie gol. Mă rog, nu știu de ce mă bucur că tocmai ce m-a zis că e destul de ușor în rankul ăsta. Hai să vedem. Mamă, facem kill-uri. Treci, mă, încoa. Vino, mă, încoa, n-auzi. Da, sunt super ușoare la rankurile astea. A dat acolo Hank golul. Dar cred că dacă mă bag la un rank, deci dacă mă bag la un rank, o să mă rupă, băieți. Ia să vedem. O să facem mâine și un episod în care încercăm să intrăm Diamond. Sunt aici aproape de Diamond, m-am jucat și eu puțin rank. Hai să jucăm un rank, să vedem care e situația. Nu știu dacă o să pot să joc cu Doug, dar o să încercăm. Sperăm că pică Brawl Ball. Chiar sper să pice Brawl Ball ca să putem să jucăm și cu el. E Bounty, bă, nu e rău Doug la Bounty. Hai să-l încercăm. Nici nu putem. Nu cred că putem să-l folosim. Da, nu m-am gândit la chestia asta. Asta este, o să jucăm cu Larry în Lori un match și după aia jucăm cu Doug. Da, am pierdut destul de repede, dar totuși a fost 18 la 20. Mama, am scăzut aici urât. Asta este, am făcut o mică greșeală și o să dăm în continuare Brawl Ball. Uite, am făcut aici și bănuți. Bă, e ok, este ok. Nu o să-l fac acum de power... că nu prea merită, nici nu știu dacă o să-mi placă ca și brawler. E interesant, îmi place la prima vedere, dar trebuie să-l văd la un rang mai mare, cu mai multă competitivitate, să zicem așa. Mamă, Diamond! Bro, de ce joc cu Diamonds? Și aia din echipa adversă n-au nimic, gen. Da, nu înțeleg. Ia uite ce-i bat. Hai, omoară-mă. Bull, dă-i mine, tată. Dă-i mine, că nu vreau să mor. Vreau să-mi folosesc și ultimata odată, să vedem care este situația cu ea. Dar e prea ușor, ești nebun.
Bro, unde-i Bull? A dispărut Bull. Prea ușor meciul ăsta. Opa, avem o epică și... Nu știu de ce mi-a picat chestia aia. Încă o epică. Bine pe epice azi, n-am ce să zic. I-am făcut tier 5 totuși la Dag. Nu este rău. Oh, mamă, ce le fac? Mamă, ce le fac? Doamne, i-am distrus. Efectiv, i-am distrus pe copiii ăștia săraci. Și harta asta e foarte bună pentru Dag. Doamne, e prea ușor, vin toți în mine. Bro, e prea ușor momentan. Da, și mai câștigăm un meci. Bă, e ușor momentan că da, avem rank-ul, avem rank-ul mic, avem tier-ul mic. Vreau să-l fac la 10, să ne dăm seama, bă, la 10 e ușor sau nu e ușor? Hopa, avem o mitică aici, sau poate chiar o legendară, cum ar fi? Hai să vedem, o mitică și ne pică credite. Mamă, e perfect. E absolut perfect pentru că fix de 200 de credite mai avea nevoie pentru Cordelius și îl deblocăm chiar din PES. Urmează să facem aici încă 200, încă 200, deci vine 400. Bă, ăstea sunt. Deci trebuie să terminăm PES-ul, trebuie să mai facem la PES și după ce o să-l terminăm o să-l luăm și pe Cordelius. E absolut perfect. Prima dată când mă bucur pentru credite din mitică. Mai avem aici un star drop, hai să vedem ce ne pică și din acesta. Ideea este că, bă, mi se pare un brawler bun, Dag. Chiar mi se pare bun. Este destul de solid, e destul de tank, dă și heal, dă și damage. Nu știu, mi se pare un brawler bun. Uite, de exemplu, pentru Brawl Ball cel puțin, dar restul nu prea am încercat. Mi se pare bun. Acum, nu știu cum este la rank foarte, foarte mare, dar la prima vedere pare un brawler super, super interesant. Uite, frate, n-are ce să-mi facă. Hai, omoară-mă dacă vrei. Nu știu ce a făcut ăla. Ăla l-o omorâm pe Griff. Ok, hai să-l omorâm și pe ăsta. Îi dăm și heal. Ok. Am crezut că mă omoară și mi-am folosit ultimata. Ok. O să mor. Am murit prima dată cu Dag, nu pot să cred. Mi-a dat ultimata prea devreme, frate. Mamă, ce le fac? Mamă, ce le fac? Wow! Mamă, deci da, efectiv la Brawl Ball îi prins unul lângă altul și prea ușor, frate. Bă, ce fac, mă, ăștia? Easy. Easy. Uite, ăsta cred că o să fie un meci greu pentru că și ei au rang mare. Hai să vedem ce ne iese. Deci ei au rang foarte mare. Uite, deja nu mai vin în mijloc. Ăsta cred că e primul meci pe bune, gen. Mamă, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Mamă, nu! Nu pot să cred. N-aveam ce să fac. N-aveam ce să fac. Doamne. Deci eu am cu echipier paletă. Acum am eu cu echipier proști. E bine. Aia e AFK. Uite-te și tu. Uite-te cine ne bate. Bă, mi-a dat ultimata. De ce n-a murit? De ce a murit? Mamă, și au AFK. Eu nu pot să cred. Deci eu nu pot să cred că ne bate doar ăla. Ia să vedem. Avem și ultimata. Stau aici puțin. Ok, ne respawnăm, uite că am folosit superul. Perfect, perfect, perfect. Mamă, hai, hai că suntem în viață. Perfect. Hai de Mortis, hai de Mortis. Nu, nu e bine. Ok, meciul ăsta îl pierdem. A fost team diff. A fost efectiv team diff. Pleacă mă, dă-i drumul de aici. Pace, s-a băgat Mortis, nu s-a băgat rău. A, e bun ăla, mă. E bun, Hank, cred că îl cheamă. Sau cum, nu știu cum se numește brawlerul ăla. E super OP, bro. N-am ce să le fac. N-am ce să le fac. M-am respawnat, dar degeaba. GG, primul meci pierdut. Dar aici chiar a fost team diff. Nu mi se pare că a fost vina lui Dag. În orice caz, sper că a plăcut acest episod, un episod mai interesant cu o mică surpriză acest brawler. Sper că ați ghicit brawlerul. Vreau să scrieți ce părere aveți despre acesta. E bine, eu am fost Sinner și să aveți o zi minunată în continuare. V-am pupat, pa!